Ștefan cel Mare convoacă boierii la o ședință. Boieri dumneavoastră, trebuie să trecem la economii severe. Cheltuim prea mult cu ascuțitul săbilor. Deamu propun să-i tăiem pe turci în trei, să nu-i mai tăiem în patru. Da, de ce să facem economii, măria ta? Păi, din cauza datoriilor externe. Peste vreo lună, iar ședință. Turcii să fie tăiați numai în două, pentru economie cu ascuțitul săbilor. Dar de ce, măria ta? Păi nu v-am spus, din pricina datoriilor externe. Altă ședință. Turcii să fie de acum numai înțepați puțin. Sabia să fie trasă ușurel. Dar ce-s datoriile astea externe, măria ta? Apoi, boier dumneavoastră, datoriile externe nu sunt ale mele, nu sunt ale noastre, ci ale urmașii urmașilor noștri în veacul veacurilor. Mămico, găinile beau benzină? Nu! Și atunci de ce se scumpesc ouăle de fiecare dată când se scumpește benzina? Un țigan, după multe zile de meditație, îi spune Pirandei: „Bă, am hotărât că noi nu scăpăm de sărăcie decât dacă vindem apartamentul ăsta și ne mutăm în altă parte.” Au vândut apartamentul și s-au mutat în altă parte. Toate bune și frumoase. La un moment dat, țiganul întreabă: „Bă, unde e cizmele alea de cauciuc ale mele?” „Păi, le-ai lăsat la vechiul apartament, mă!” Se duce țiganul să-și ia cizmele. Deschide ușa apartamentului, când colo, sărăcia încălțată în cizmele lui. „Ce faci, fă, în cizmele mele?” „Păi, nu ai zis că ne mutăm?” Un român atins de criză vine acasă și îi spune nevestei: „Nevastă, am economisit 10 lei astăzi.” „Păi cum?” „Păi nu am luat tramvaiul, am fugit după el.” „Vai, puteai să economisești 20 de lei.” „Păi cum, nevastă?” „Păi trebuia să fugi după taxi.” Doi tineri îndrăgostiți. „Iubitule, îmi faci cadou de ziua mea o pereche de cercei de aur?” „Da, iubita mea, dar la anul.” „Și anul acesta?” „Anul acesta te duc să-ți găurească urechile.” Doi angajați la o fabrică stau de vorbă. „Eu am renunțat la țigări”, zice unul, „că mă doare rău mijlocul.” „Păi ce legătură are, măi, mijlocul?” întreabă celălalt. „Păi mă doare când mă aplec după chiștocuri.” Un popă către enoriașul său: „Fiule, este un mare păcat să nu-ți plătești taxele”, zise părintele la confesional. „Părinte, dar și să le plătești în ziua de azi e un mare miracol.” Trei moșnegi stau la o bârfă pe prispa casei. Primul zice: „Mă, eu după ce mor vreau să fiu incinerat, că este mai ieftin.” Al doilea: „Eu vreau să fiu îngropat creștinește, pentru că am reușit să strâng ceva bănuți pentru asta.” Al treilea mai bea o gură din sticla de vin și cu jumătate de gură zice: „Bă, băieți, eu nu am niciun bănuț pentru înmormântare, dar la cât vin am băut eu la viața mea, cred că vreau să fiu îmbuteliat.” Doi țigani români în Italia se întâlnesc și se întreabă unul pe celălalt: „Câți bani ai strâns, mă, azi?” 6 euro.” 6 euro?
Ce ai făcut de ai strâns doar 6 euro? Păi ce să am făcut de toate? Îmbrăcat ponosit, sărăcăcios, față de milog. Am și scris pe o plăcuță de carton că am o nevastă și 4 copii de întreținut. Dar tu cât ai câștigat? Eu am câștigat 6.000 de euro. Ce? Cum ai făcut? Ce ai făcut de ți-au dat așa de mult? E, ce să fac? Am pus lângă mine o bucată de carton pe care scria: îmi lipsesc 6 euro să mă întorc în România. Odată cu criza economică, există 2 propuneri de imn național. 1. Descurcă-te, române. Și 2. De-aș mai duce-o până la toamnă. Urmările crizei. Ce vor avea afișat la pompă în 2017 benzinăriile? Fă-ți plinul și primești cadou o mașină. Cafea de criză. Se ia o boabă de cafea, se leagă cu o ață și se scufundă de 2-3 ori în ceașca cu apă fierbinte. La fiecare 3 cafele se schimbă ața. Criza este mai nasoală decât divorțul. Pierzi jumătate din bani, dar îți păstrezi soția. Un tip rămâne fără bani și îi vine o idee genială să facă bani. Scrie pe ușa locuinței sale cu litere mari: în pat, $100. Pe canapea, $50. Pe podea, $25. O bătrânică trece prin fața locuinței, citește anunțul, se caută de bani și intră. Tânărul începe să numere fix $100 și întreabă ușor jenat: în pat, nu-i așa? Bătrânica răspunde: nu fi naiv, de 4 ori pe podea. O nouă inițiativă a Uniunii Europene spune așa: adoptă un grec pentru doar 500 de euro. Pentru această sumă, el va face tot ce n-ai tu timp să faci. Adică va dormi până la amiază, va citi ziarele, va bea o cafea, va discuta despre sport și politică, va trage un pui de somn după masă, va merge la bar și la restaurant și la chefuri. Iar ca bonus, tu vei primi noua monedă a Greciei, care se va numi Zeuro. Azi a fost un hoț la noi în casă. Nu ne-a luat nimic. Am găsit 100 de euro și un bilet pe care scria: așa nu se poate trăi. După mulți ani de strâns cureaua și de economii la sânge, azi dimineață i-am spus soției mele: în sfârșit, iubita mea, am strâns bani destui pentru a ne cumpăra lucrul pentru care am început să economisim din 1975. La care soția mă întreabă: o Dacie nou-nouță? Nu, dragă, o Dacie din 1975. Românii sunt victime colaterale în războiul meteorologic dus de Statele Unite împotriva Rusiei. Adică le plouă în gură, le ninge în păr și le bate vântul prin buzunare. Și când se ard, se ard la soare ca săracii. Mama către bonă. Vezi că am plecat la muncă în Spania. Dacă întârzi, dai copilul la facultatea de medicină. Eram tare mândru când prietenii mei îmi spuneau că sunt ca un licean. Bun, asta înseamnă că arăt mai tânăr, nu? Dar mi-am dat seama că ei îmi spuneau așa pentru că salariul meu e aproape la fel de mare ca alocația unui elev.
Anul acesta, târgul de vară oferă produse adaptate crizei economice mondiale. Vibrator alimentat la curent de aer, brichete cu gaz rusesc oprit, costum de baie fără nicio piesă, rochie de mireasă vândută la solduri, pâine intermediară la mâna a doua, sacoșă plină cu legume din material plastic, cratiță cu fund dublu pentru ascuns mâncarea, case de bani frigorifice pentru întreprinderile care vor să înghețe salariile și papuc de casă pentru piciorul de lemn. Un soț își găsește consoarta cu alt bărbat în pat. Zice furios: de la el ai cei 200 de euro pe care mi-ai dat ieri? Da. Și cei 500 de săptămâna trecută? Tot de la el. Așa, atunci învelește-l să nu răcească. Ați priceput vreodată de ce ăștia de la bănci își țin pixurile de la ghișee legate? Dacă eu am încredere să-mi risc banii cu ei, și ei ar trebui să aibă încredere să-și riște pixul cu mine. Atât de mult s-a scumpit benzina, încât au deprins și femeile obiceiul pur bărbătesc de a scutura pompa în rezervor. Doi directori de bancă se lamentează. Ascultă la mine. Dacă nenorocita asta de criză va continua în ritmul ăsta, vom ajunge să cerem cu toții de pomană. Celălalt privește nedumerit și întreabă: cui? Discuție între pensionari. Măi, azi am fost la doctor și mi-a zis că mai am de trăit decât 2 luni. La care celălalt spune: din ce, bă, Vasile, din ce? Acum ceva ani au tăiat leului 4 zerouri din coadă să avem leul greu, după cum ziceau guvernanții. Dar abia acum a devenit cu adevărat greu. Tot mai greu fac românii un leu. Se duc doi prieteni să vadă cum rezolvă cu facturile, bineînțeles, înjurând printre dinți guvernul. Primul intră și în 5 minute iese dezbrăcat. Ce-ai făcut, mă? Păi ce să fac? N-am avut bani să le dau și mi-au luat hainele de pe mine. Intră și al doilea, dezbrăcat, pe sistemul nu am haine, n-au ce-mi lua. Iese cu sut la ochi și la fund. Tu ce-ai făcut, mă? Păi, dacă n-au avut ce-mi lua, mi-au tăiat lumina și gazele. Domnul președinte l-a sfat cu consilierii domniei sale: spuneți, domnilor, ce model să abordăm în criza asta financiară? Consilierul 1: păi, eu zic să luăm modelul scoțian. Chiar Adam și Eva au fost scoțieni. Președintele: cum așa? Consilierul 1: numai ei puteau trăi cu un măr. Consilierul 2: aiurea! Adam și Eva au fost francezi. Numai o franțuzoaică cedea la o jumătate de măr. Consilierul 3: pardon! Eu cred că Adam și Eva au fost chinezi. Numai ei se puteau înmulți așa de repede. Consilierul 4: conform cu starea noastră actuală, eu cred că au fost români. Numai ei pot sta în pielea goală cu un măr în mână și crezându-se în rai. În perioada crizei financiare, poți face o mică avere doar dacă pornești de la una mai mare. Guvernul român
va asigura slujbe pentru șomeri în perioada crizei financiare. Ele vor fi oficiate de preoți, episcopi și mitropoliți. De ce nu se mai uită agenții imobiliari pe geam dimineața la lucru? Păi, pentru că nu ar mai avea ce face după masă. Evoluția prețurilor în România. Pentru că prețurile la alimente s-au dublat, analiștii economici recomandă românilor să nu mai cumpere mâncare, ci să o închirieze. Doi șomeri stau pe o bancă în parc, înconjurați de porumbei. Ai adus pâine pentru porumbei? Întreabă primul. Oh, îmi pare atât de rău, n-am mai avut bani, răspunde al doilea. A, nu-i nimic, zice primul. Îi mâncăm și fără pâine. Pachet de salvare economică. Să presupunem că guvernul acordă fiecărui cetățean român câte 100 de mii de ron. Dacă vom cheltui acești bani prin hipermarketuri, ei vor ajunge în China. Dacă vom cumpăra benzină, vor ajunge la arabi. Dacă vom cumpăra calculatoare, vor ajunge în China, India și Hong Kong. Dacă vom cumpăra fructe și legume, vor ajunge în Turcia, Spania sau Italia. Dacă vom cumpăra autoturisme mici și economice, vor ajunge în Japonia, Coreea, Franța sau Germania. Singura posibilitate de a păstra acești bani în România este să-i cheltuim pe gustosul vin românesc sau pe țuică, produse garantat autohtone. Eu așa încerc să fac. Dar e greu să-mi conving soția că fac asta numai din patriotism. La o școală. Ia spune mai bulă, cu ce seamănă economia noastră de piață? Întreabă profesoara. Un vapor, doamna profesoară. Păi cum vine mă asta? Păi, doamna profesoară, este ca economia noastră de piață abia se ține pe linia de plutire? Este. Se clatină din toate părțile? Se clatină. Îți vine să vomiți? Îți vine. Poți să cobori? Nu poți. Fetele din ziua de azi în liceu învață doar două litere și două cifre. A4 și X5. Începând cu facultatea, învață încă două cifre și o literă. Q7 și X6. Din cauza crizei financiare, începând cu anul universitar 2017-2018, se va schimba programa la facultăți și se vor învăța alte patru litere. RATB. Se întâlnește Bulă cu un prieten. Ce faci, măi, Bulă? Cum îți mai merge? Bine. M-am apucat de afaceri. Am deschis un restaurant. Oh, da? Cu ce? Cu ranga. Taxa de înhumare se plătește de acum în valută, fiindcă decesul se consideră a fi părăsirea definitivă a țării. Un turist german pleacă în concediu în Grecia. Ajuns în fața unui hotel mai arătos, se duce la recepție și roagă respectos pe hotelier să-i dea cheile de la mai multe camere pentru ca să-și aleagă una. Pentru asta îi lasă 100 de euro garanție. Hotelierul ia 100 garanție. Îi dă repede toate cheile, deoarece nu avea nicio cameră ocupată, și îl lasă să-și aleagă. În timp ce turistul vizita camerele, hotelierul fuge repede vis-a-vis la măcelar, îi dă 100 și spune: asta pentru a mă achita datoria la tine. Apoi fuge înapoi la hotel. Măcelarul,
ia suta și se duce la țăran. Uite, asta e datoria pentru porcul de săptămâna trecută și cele 3 găini. Țăranul ia suta și fuge la prostituata satului și îi spune: uite, ia suta pentru plata ultimelor 2 vizite la tine și ai grijă să nu afle nevastă mea. Prostituata ia suta și fuge la hotelier și își plătește datoria pentru camerele ce le închiriase pe datorie. În același timp, apare și turistul care spune că nu îi place nicio cameră, așa că își ia suta înapoi și pleacă. Acum rezultatul. Toate datoriile sunt plătite și nimeni nu are bani. Exact așa funcționează și în Uniunea Europeană pachetele de salvare. Două babe, una grasă și alta slabă, stau de vorbă. Baba slabă către baba grasă: ai de mine, dar cum o fi criza asta? La care cea grasă: apăi, cum să fie? Eu îi slăbi și tu îi muri. Doi prieteni stau de vorbă. Măi, la ce criză financiară este în țară și la cât de sărac sunt, dacă nevastă mea fuge cu un bărbat, să știi că fug și eu cu ei. Un cuplu lovit de criză decide că soluția să iasă din sărăcie este ca soția să facă centura. După prima zi de lucru, soția se întoarce acasă, iar soțul o întreabă înfrigurat: câți bani ai făcut nevastă astăzi? 101 lei. Care calic ți-a dat 1 leu? Toți! Dragă salariule, a trecut mult timp de când nu te-am mai văzut. Ce s-a întâmplat cu tine? Îmi dai impresia că mă ocolești. Sună ciudat și mi-e jenă să recunosc, dar am nevoie de tine și sper să te văd cât mai curând. De data asta, sper să stai mai mult de 2 zile în portofelul meu. Ceea ce mi-amintește de momentele în care zburdam fericiți prin metro sau bila, iar eu aveam frigiderul băgat în priză. Dar cum timpul nu-mi mai permite, mă tem că trebuie să închei. Cu drag, un sclav. Guvernatorul Băncii României, Isărescu, la frizer. Tac, 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 frizerul: domnul Isărescu, chiar nu ne afectează criza aia financiară? Isărescu: nu. Tac, 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 peste câteva minute, frizerul: domnul Isărescu, dar chiar așa bănci stabile avem? Nu ne facem griji? Isărescu: da, domnule, sunt stabile. Tac, 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 peste alte câteva minute, frizerul: domnul Isărescu, ce mai vrei, mă? De când te interesează pe tine așa economia? Frizerul: nu mă interesează, dar când vă zic de criză, vi se ridică părul și se tunde mai ușor. În rai, Dumnezeu stă de vorbă cu câțiva români. Cum o duc moldovenii tăi, Sergiule? Rău, Doamne. Păi cum așa? Păi, jumătate sunt în Spania, jumătate în Rusia. Dar de lenită, Iancule. Linișor, Doamne. Ia uzi, păi de ce? Păi jumătate sunt în Italia, jumătate sunt în Germania. Da, oltenită-i costele, cum o duc? Foarte bine, Doamne. Bravo, cum așa? Păi jumătate sunt în Camera Deputaților și jumătate în Senat. Un neamț cu un Mercedes, un american cu un Cadillac și un român cu o Dacia 1300 intră într-o intersecție și se ciocnesc, făcându-și mașinile praf. Se dă jos neamțul, se ia cu mâinile de cap și zice: fir ar să fie, munca mea pe 2 ani s-a dus naibii. Se dă și americanul,
se uită la mașină și spune: uite cum am muncit eu 3 ani degeaba. Se dă și românul și începe: vai de mine, mașina mea! Economiile mele de o viață s-au dus pe apa sâmbetei. La care ceilalți doi îl întreabă: da, de ce ți-ai luat, băi nene, mașina atât de scumpă? Se întâlnesc 2 români. Ce faci, vecine, unde ai plecat? Unde să plec? Mă duc să-mi cumpăr un piepten. Păi parcă aveai, mă, unul. Da, dar s-a rupt un dinte. Eee, și ce, mă, ție, dacă ți se rupe un dinte, îți cumpere altul? Nu, dar ăla era ultimul dinte. Predica la o biserică dintr-un sătuc luase sfârșit și o femeie respectabilă tocmai ajunsese la mașină pentru a pleca acasă. Imediat ce s-a așezat pe scaun, și-a dat seama că își uitase geanta în biserică. Se duce direct la băncuța unde stătuse, dar geanta dispăruse. În timp ce stătea acolo și se gândea ce să facă, preotul vine la ea și îi spune: sunt convins că îți cauți geanta. Eu am văzut-o pe această bancă și m-am gândit să o iau de aici, pentru a o pune la adăpost. Oh, vă mulțumesc foarte mult, îi zice femeia, dar cu siguranță nimeni nu cred că ar putea fura în biserică. Nu, cred că nu, dar după cât de bine îmi cunosc enoriașii, cred că mulți dintre ei ar fi putut o considera drept un răspuns la rugăciunile lor. Un pensionar nimerește o stradă unde erau prostituate. Una dintre ele îi spune: hai, moșule! Nu pot! Hai să încercăm! Se duc. Moșul se comportă excelent. Vezi? Spuneai că nu mai poți. O, asta pot! De plătit nu mai pot! Ion, pe bicicletă cu 2 saci mari pe spate, dă să treacă granița în Republica Moldova. Vameșul îl oprește și îl întreabă: ia stai, bă, ce ai în saci? Nisip, bre. Păi, ia să vedem noi. Vameșul îi taie sacii și ce să vezi? Nisip. Totuși, vameșul îl ține pe Ion peste noapte și trimite nisipul la laborator. Rezultatul: nimic altceva decât nisip. În fine, lui Ion îi se dau alți 2 saci noi, plini cu nisip, și apoi este eliberat. După 2 zile, Ion revine în vamă pe bicicletă cu alți 2 saci pe spate. Vameșul îl oprește iar și îl caută în saci. Și ce găsește? Desigur, nisip. Povestea se repetă până când, într-o bună zi, vameșul se întâlnește cu Ion într-o cârciumă din Iași și, curios, foc se apropie de el și îl întreabă: auzi, sunt absolut sigur că tu faci contrabandă cu ceva, dar nu știu cu ce și nu mai pot să dorm noaptea de gândul ăsta. Așa că te implor, ia zi-mi și mie, că nu spun la nimeni, cu ce faci, mă, contrabandă? După ce mai dă pe gât un păhărel de țuică, Ion îi răspunde sec: cu biciclete! Ion și Gheorghe, afectați de criza economică din țară, își propun să-și încerce norocul în străinătate. Merg ei la oficiul pentru plasarea forței de muncă, iar cei de acolo le comunică că au 2 locuri disponibile în construcții în Sahara. Bucuroși, ajung acasă, își fac bagajele, o ultimă noapte de dragoste cu soțiile și la drum. Ajung în Sahara în toiul nopții și se cazează într-o căbănuță în mijlocul deșertului. A doua zi se trezește Ion, se uită pe geam și disperat începe să strige: Gheorghe! Mă, Gheorghe! Trezește-te! Gheorghe, speriat, sare direct în picioare. Ce-i, mă? Ce s-a întâmplat? Gheorghe, hai, mă, să plecăm acasă acum! Dar de ce, mă? Păi uite-te și tu pe geam!
ăștia ne-au adus deja nisipul. Stai să vezi când ne-au aduce și cărămizile.